Consumul de semințe și aruncarea cojilor pe domeniul public, consumul băuturilor alcoolice în plină stradă, depozitarea necontrolată a deșeurilor menajere, cât și deranjarea ordinii și liniștii publice, au reprezentat principalele abateri de la lege pe care polițiștii de la locală le-au avut în vizor în cadrul acțiunilor desfășurate. Astfel de verificări au fost efectuate la sfârșitul săptămânii trecute de 20 de polițiști locali în Parcul Steaua Dunării, Parcul Elevului, Cartierul Istru, Șoseaua București, precum și pe faleza Portului Giurgiu. În afară de controlele care se fac pe timp de zi, începând din data de 4, acțiunea se petrece și pe timp de noapte, începând cu orele 21, până în jurul orei 2 dimineața. Pe data de 4, prima zi de control, au fost depistați un număr de 8 comercianți care nu respecta orarul de funcționare. Colectivele, cele trei colective care au fost în control, au depistat cetățenii ai municipiului Giurgiu care sunt, nu sunt binevoitori de a respecta normele de conviețuire socială și au fost sancționați, pe unii chiar au fost puși să strângă cu măturica și cu fărașul cojile unde le-au aruncat pe domeniul public, în fața băncuței unde și-au staționat. În urma acțiunilor au fost aplicate 24 de sancțiuni, dintre care 12 pentru consumul de semințe și băuturi alcoolice pe domeniul public și 12 pentru deranjarea liniștii publice. Alături de colegii lor de la ordine publică au desfășurat acțiuni și cei de la serviciul rutier. În cadrul acțiunilor acestora, 7 giurgiuveni au fost sancționați contravențional, iar 3 au primit avertismente.